Județul Sibiu înregistrează vineri, 15 octombrie, cel mai mare număr de infectări cu COVID-19 de la începutul pandemiei. 603 sibieni au fost depistați pozitivi în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 15.828 la nivel național. Grupul de suport tehnic s-a întâlnit vineri într-o ședință la Prefectura Sibiu. S-a discutat despre introducerea de noi restricții pentru a preveni răspândirea COVID-19. Directorul DSP, care este și coordonatorul grupului, vorbea cu o zi înainte despre posibilitatea închiderii tuturor școlilor din Sibiu. La ședință însă s-a hotărât altceva. Mai exact, s-a rămas la reglementarea Ordinului Comun al Ministerului Educației și cel al Sănătății, în care se spunea că directorii de școli cu avizul Inspectoratului Școlar Județean pot hotărî trecerea cursurilor în online, în funcție de numărul de cazuri de infectare din școală și numărul de clase deja trecute în online în urma infectării unui elev sau profesor. Liceul Accente Sever din Mediaș este în mijlocul unui scandal. De mai bine de o săptămână circulă un filmuleț șocant. Una dintre elevele liceului este filmată în timp ce inspiră un praf alb. Gestul fetei este cu atât mai greu de înțeles cu cât se petrece în clasă, în timpul orei, de față cu colegii. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.